Fiecare dintre noi știe că astăzi e înălțarea Domnului. Și în Biserica Ortodoxă Română s-a luat hotărâre de Sinod, de Sfântul Sinod, ca în ziua aceasta să fie comemorați sau pomeniți eroii care au căzut pe câmpurile de luptă. Care au căzut pe câmpurile de luptă, care s-au jertfit pentru neam, pentru patrie. Poate noi atunci probabil nu eram pe lume, dar dacă au apărat patria, ei au apărat și pe părinții noștri care erau atunci, care ne-au dat viață. Și normal este că biserica și noi, preoții, la fiecare dumnezească liturghie, când slujim, fie în curs săptămânii, avem o rânduială acolo, la liturghie, unde se pomenesc românii. Toți românii, toți cei care au căzut, indiferent de națiune, care au căzut pe câmpurile de luptă, la închisori, în lagăre, în acele timpuri. Și noi urmăm această rânduială, această tradiție, îi pomenim că este datoria noastră, că probabil ei au murit, dar noi am venit pe lume, am rămas vii. Și este datoria noastră ca creștini să nu uităm niciodată, cum nu uităm părinții noștri care ne-au dat viață, care au plecat de lumea aceasta în cealaltă, așa este datoria să-i pomenim și ca ei. Întotdeauna și la orice sfântă și liturghie dumnezeiască. Aici s-a descoperit cimitirul acesta. Mai târziu, probabil nu se știa, doar știți că vremurile care au fost acele comuniste, și noi eram destul de în vârstă, de acum cunoșteam ce înseamnă și națiune, neamul și așa mai departe. Și știu că dacă biserica se roagă pentru toți, știuți și neștiuți, pentru că acolo este o rugăciune, zic, și care pe mare au căzut, cei care i-au sfâșiat animalele și așa mai departe. Adică sunt Vasile cel Mare, care și liturghia o are, știu că acum pusă așa rugăciune foarte importantă și frumoasă pentru cei care nu mai sunt între noi și pentru cei care e datoria noastră să-i pomenim. Dumnezeu să-i odihnească și noi cât vom trăi, să-i pomenim. Și cei care au venit după noi, tot așa vor urma. Cum am preluat noi de la părinții noștri, vor prelua și ei de la noi. Înalt presfințit de Părinte Mitropolit, bine ați venit la Soroca, în cimitirul ostașilor români. Prima dată în Basarabia. Sunt deosebit de emoționat și mă bucur că această ocazie a cinstirii eroilor români căzuți în cel de-al doilea război mondial m-a făcut să ajung astăzi aici. Cum v-au primit sorocenii? Cu o căldură deosebită. Cu o căldură deosebită și chiar mă simt ca acasă. Rădăcinile familiei mele fiind moldovenești, am o ușurință de a mă simți la mine acasă aici, în Basarabia.
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Lor fericiților, pentru adormire eroi, ostași și luptători români, de toate timpurile și de toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de lupte, lacre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întrecirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Pentru casele iertelor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Pentru întregire neamului, pentru libertate și demnitate poporului român și ale robilor tăi care au fost aici, preotul Gheorghe. Și odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea între starea și suspinul. Hristos, scuze-te, astăzi, în primul rând, zi sfântă, pentru că e înălțarea Domnului Iisus Hristos și, în același timp, pomenirea eroilor. Suntem în fiecare an tradiție în cimitirul ostașilor români din comuna Stoicani. Am venit să comemorăm jertfile lor, sacrificiul lor și să demonstrăm încă o dată că nu uităm. Sunt aici pentru a comemora eroii din toate timpurile. Noi, ca veteranii războiului din 1992, am venit să ne aducem onorul și omagiu celor care au fost mai bravi, au fost mai puternici, au fost care ne-au reprezentat pe noi de a deveni personalități în această lume. Doamne ajută, Dumnezeu să ierte și întrunțează. Am venit astăzi la acest cimitir al eroilor români pentru a le aduce un omagiu, pentru a-i cinsti așa cum se cuvine. Știm că de înălțarea Domnului se sărbătorește și ziua eroilor români de cel puțin 101 ani, cu întreruperile de rigoare din timpul regimului comunist. Cred că este necesar să ne aducem aminte întotdeauna de jertfa înaintașilor noștri, de sângele pe care l-au dat pentru a păstra pământul strămoșesc, a păstra limba noastră națională, pentru a apăra patria noastră și pentru ca noi să ajungem să trăim mai bine și să îi pomenim. Pentru că ei nu vor muri cât noi îi vom pomeni. Sunt foarte fericit că mă aflu pentru prima dată în acest cimitir de la Stoicani. Pentru prima oară am fost și la Soroca, unde s-a născut bunica mea paternă. Și am fost foarte fericit să-i întâlnesc pe frații basarabeni, să petrec cu ei aceste ore și la slujba de la Soroca, la slujba de înălțare a Domnului și aici, în acest moment deosebit, de cinstire a ostașilor români care au căzut în războiul pentru apărarea patriei. Slavă ție, Dumnezeu, noastră, slavă ție!